Deci eu abia acum am intrat acasă, pentru că eu nu dorm acasă, pentru că toate camerele sunt ocupate. Și astăzi fetele au zis că au pentru mine o surpriză. Eu deja încep să plâng, dar o să mă țin. Da, păcăjiți-i și tot am. Я вам спасибо. Да, ты зачем приготовить еды? I love you, Емельян. Вот так. I love Moldova. Спасибо огромное. Не плачь, ты чего? Ну, блин, я там, блин, привет. Любовь моя, привет. Или сегодня на телевизор. Pe lângă faptul că sunt mândru în această perioadă mai mult ca niciodată din nația noastră, din moldovenii noștri, în același timp sunt șocat de unele persoane care nu renunță nici pe vreme de război la răutăți, comentarii și ce n-ai face oricum, tu ești vinovat. Aceste persoane, culmea, sunt femei în vârstă, sunt mami, poate bunele, că deși, drag doamne, eu am chemat la mine în casă, rude. Da, dragii mei, am în casă la mine 10 persoane. 6 sunt rude cu mine, dar nu puteam să zic, nu vă prindeți, sunteți neamuri cu mine, că o să hămâi în stânga și în dreapta tâmpiții. În afară de asta sunt 2 mami și 2 copii pe care nu i-am văzut în viața mea și nu i-am cunoscut până acum 2 secunde. Ar trebui acum să mă justific în fața unor nemernici tâmpiți? Duceți-vă în puii mei! Care comentați aiurea, măcar o singură persoană, indiferent că e rudă sau nu, ați ajutat în perioada asta sau nu? Salutare, dragi prieteni, uitându-mă la această clădire foarte controversată în ultima perioadă, vreau să vă zic că în aceste 3 zile, de fapt, sunt mândru și fericit că sunt moldovean și sunt mândru de oamenii care s-au născut în Moldova. Și da, trebuie să recunosc că Hotelul Național, dintr-o ruină, s-a transformat în cea mai frumoasă clădire din Chișinău. Bravo pentru idee, bravo tuturor moldovenilor pentru solidaritate și mă mândresc cu voi. Astfel de mesaje pe care le-am primit acum primesc foarte multe și mă bucur foarte mult că aveți încredere în mine. Vreau să vă zic că începând cu ziua de luni, pentru că astăzi n-am putut, mâine este duminică, o să relansez campania Un Leu. Va fi un cont unic unde puteți cei din diaspora, din America, de oriunde, să contribuiți pentru a colecta o sumă de bani și pentru a ajuta în mod special copiii care sunt aici în Republica Moldova, copiii din Ucraina. Mulțumesc tare mult!